Județul Constanța a ieșit de sub avertizare cod galben de viscol puternic, însă vântul a creat în continuare probleme noaptea trecută. În unele zone din județ a nins ieri abundent, iar troienele au ajuns să aibă chiar și un metru. Pe unele drumuri din județul Constanța au fost probleme în noaptea trecută, mai multe mașini fiind blocate pe tronsoanele de drum Dopraisar, Mereni, Osmancea și Mangalia, Negruvodă. Lucrătorii Regiei Județene de Drumuri și Poduri au intervenit, iar toate mașinile au fost deblocate. Este un blocaj, sunt câteva tiruri de urmezi pe șosea. Momentan stăm pe loc. De la ce oră s-a luat în jurul orilor 18. Sunt echipate corespunzător acele tiruri? Oare de ce? Sunt echipate, n-am ajuns până acolo. Noi sunt alți colegi de-ai noștri. Cam cât ar putea să dureze? Nu știu, aveți o idee? Nu avem nicio idee. Așteptăm de la colegi. Sunt departe de aici? Aproximativ 2 km. Unde trebuia să ajungeți? La Amzace. Practic câți kilometri mai aveți de aici până la Amzace? 8 km. Și ce faceți? Până când v-a zis? Cât durează? Cât vă mai ține? Nu știe nici băiatul de aici. Dar vin utilaje, le-ați văzut? Au trecut utilaje, au trecut, dar... Cu spor? Unde sunt? Unde sunt? Și ce fac? Sunt niște tiruri de-a curmezișul turnului, undeva la 2 km de aici. Da, în curbă sunt două tiruri rămase, au blocat. Poate credeți că au plecat neechipate. Trebuia oprite. Stăm de 3 ore jumate și nu se face nimic, ridică neputincioși de nimeni. Oare chiar e șanse cu copilul și o stăm în noapte între să termină benzina în copilul de 3 ani? Ce fie că a dormit aici la mașină? Păi da. Și tot să fost. Ce oare de cădem? Noi nu știm nimic. Așteptăm ce așteptăm, că de fapt nici nu știu ce așteptăm. Mi se pare normal? Nu mi se pare normal, fiindcă trebuie să copilul și nu suntem în ecupă. Dacă ar fi niște tiruri, ce mă susțeam? Tirurile alea nu sunt, se pot muta, au trecut două utilaje de dezăpezire, se pot remorca, trage puțin într-o parte și nu e chiar așa imposibil. Dar nu ne spune nimeni nimic și stăm și suntem în imposibilitate. Se termină benzina, copilul e mic. Câtă benzină mai ales? Cât v-ar mai ajunge? Să zicem că mai am 3 ore, atât. Dacă... Unde puteți să mă lasă? Păi nu cred că mai... Care colegi? Ce colegi? Cum să baci? Cum să iau de la altă mașină? Cine te iau de la tirurile? Să bag benzină? Asta nu e soluție. Condiții grele de iarnă, cum să fie, suntem pregătiți, facem față în orice moment. Sunt mașini blocate? Am înțeles că mai sunt acolo niște mașini blocate de la colegii mei, dar... Din ce cauza ar fi blocate? Păi s-a făcut nemeț. S-a făcut nemeț și au terapat, sunt în șanț, nu știu, n-am ajuns până acolo să văd care-i situația, sigur. Cât ați patrulat pe stres? Pe ce lungime mergeți? Noi mergem de la Agigea până la Dopraisar. În această dimineață au reînceput acțiunile de dezăpezire pe drumurile județene cu probleme. Oamenii legii recomandă conducătorilor auto să respecte indicațiile agenților de circulație și ale lucrătorilor de la Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale. În cazul interzicerii sau restricționării temporare a circulației pe unele sectoare de drum pentru facilitarea intervenției echipelor de dezăpezire și autosalvărilor. Conducătorii auto sunt sfătuiți să nu pornească la drum cu autovehiculul neechipat corespunzător, să adapteze viteza de deplasare la condițiile meteorutiere, să nu bruscheze comenzile mașinii și să utilizeze cu precădere frâna de motor pentru a preveni producerea de evenimente rutiere.